Nu mai sunt câinii aia care erau înainte, câinii duri, care să te poți baza pe el. Sunt câinii care într-o situație reală să fie apt să facă față. Rasa ciobănești german, indiferent din cilinii, că-i DDR, vest, că-i est, câini buni, cred că sunt sub 10%. Pentru că toți au promovat câinii de sport, nu au agresivitatea naturală. Câinii noștri, rasă națională, care sunt câini de pază, câini care nu trebuie dresați pentru pază, ei au nativ chestia asta, și fără să faci dresaj, fără ei își păzesc teritoriul. Și rar mai vezi acum la multe rase chestia asta să facă pază nativ. Puii care erau cu ea, tatăl este campion european, și campion mondial, anul ăsta a ieșit campion mondial. Femeia a fost dată de pe cineva pentru că nu mai putea ca să o țină și eu i-am dat-o ca să o țin el pentru paza proprietății. Evoluția rasei nu merge spre bine. Vorbesc din punctul de vedere general, nu la mine în canis. Eu caut să ameliorez rasa, nu neapărat prin câini de sport, ci prin câini de pază și apărare. Adică să fie câini bine dresabili, să aibă pază naturală și să fie câini apți pentru muncă. Și în primul rând trebuie să fie sănătoși. Și la articulații și în general câini. Să fie mâncăcios, să aibă vitalitate și să aibă un comportament echilibrat. Nu neapărat promovez câinii nebuni cu agresivitate ridicată, dar acum, la momentul actual, caut să scot din câinii care au o agresivitate foarte ridicată, să ameliorez puțin de caracterul rasei. M-a interesat individul, că am constatat că, indiferent de linie, sunt produși buni, produși slabi și foarte slabi. Indiferent din ce linie, că e DDR, că e vest, că e est. Nu mai sunt câinii aia care erau înainte, câinii duri, care te poți baza pe el. Nu neapărat trebuie să fie un câine dur să-și muști stăpânul sau să fie, dar un câine care într-o situație reală să fie apt să facă față. Nu dacă i-ai dat un șut sau dacă te-ai răstit la el, să o ia la fugă. Indiferent ce dresaj i-ai făcut tu. Un procent de, să spunem, 20% sunt câini mediocri, 1% de 50% sunt câini buni, 1% de 20% sunt câini foarte buni și 1% de 10% câini foarte duri. Asta făcând comparație între indivizi și indivizi. Nimeni nu poate să spună că din doi câini foarte buni ar scos numai câini buni sau toți sunt buni. Nu. Procentajul de câini foarte buni este în jur de 20%. Hai că nu pot. Femeală 4 luni jumate, foarte bun drive și instinct de bază foarte bun. Eu vă vorbesc de câinii care i-am eu, că dacă să ne luăm la rasa ciobănești german, câini buni cred că sunt sub 10%. Pentru că toți au promovat câinii de sport, care n-au treabă cu agresivitatea. Eu vorbesc de câinii de lucru, nu neapărat de câinii de show. Că de la ăia e 1% câini buni. La câinii de lucru a intrat curentul ăsta de sport și au stricat rasa. Sunt câini cu drive foarte bun, da? Câini stabili, psihic, dar nu au instinctul ăla de luptă, nu au mărime, că sunt mici tip Malinois, sunt subțiri, nu au substanță pe ei. Nu au agresivitatea naturală. Asta e un minus pentru rasă. Pentru că au ajuns ciobănești germani să fie ca niște labradori. Eu am căutat câini mai duri ca să pot scoate cât de cât câini buni. Prin selecții și selectând exemplare, am căutat să am exemplare mari ca și talie, cu un caracter bun pentru pază și apărare. Trebuie să fie mare pentru că odată impresionează. Forța mușcăturii sau a atacului este mult mai mare decât la un câine de 25 de kilograme față de un câine de 50-60 de kilograme. Adică și impactul și forța și e mult mai puternic. Câinii mari nu sunt atât de activi ca și cei de sport. Câinii de sport sunt mai colerici, ceea ce deranjează marea majoritate a proprietarilor de câini. Pentru că nu-i trebuie un câine foarte agitat, coleric, să distrugă tot în curte, să latre mult de abiurea, să-i trebuiască mișcare foarte multă, ci îi trebuie un câine frumos, să fie liniștit, dar când are nevoie să se poată baza pe el. Este un mascul de reproducție, care are acum cred că vreo 2 ani jumate, care e scos în canisa noastră. E un câine mare, solid, cu un caracter foarte bun pentru pază și apărare, care dă pui mari și temperament bun de pază și apărare. E un câine care îl folosim noi acum mai mult la montă. Mai avem un mascul de reproducție care se numește Pisco. E un câine foarte agresiv. El a fost a unei domnișoare, a fost ținut mai libertin și a ajuns să fie de necontrolat la 7-8 luni. A fost la dresaj în Austria, la niște dresori să-l facă să fie mai blând, mai... și n-au putut să-l facă, apoi a fost trimis la o școală de dresaj pentru câini, pentru reabilitare, în Germania. Nici ei n-au putut să facă nimic cu el și l-a luat un dresor din România care a spus că nu există câini agresivi care să nu se poată domoli. După un timp a ajuns și el la concluzia că nu se poate reabilita, fiind un câine cu o personalitate foarte mare. Eu l-am cumpărat de la el pentru reproducție. Mi-a scos câini foarte buni și câini extremi. Singurul lui defect este că nu are un fizic impunător. Este un câine de talie normală. Nu e un câine foarte mare. Eu având câini care au și 70-72 la greabă. El este un câine care se încadrează în standardul rasei. Dar este un câine puternic, robust și un caracter foarte bun. Trebuie să ții cont de mai multe aspecte și să întrebi un specialist ce câine ți se potrivește. Dacă vrei un câine de pază, strict pentru pază, cauți un câine strict pentru pază. Dacă vrei un câine de pază și familie, îți cauți un câine mai echilibrat, mai liniștit, care nu are tendinții prea mari de agresivitate, pentru că ai copii, ai familia cu care trebuie să conviețuiască. Când îți cumperi un câine, trebuie să ții, eu întreb viitorii proprietari dacă au copii, ce vârstă au copiii, cine are grijă de câine, dacă e soția, dacă e soțul, ce vârstă au cei care se vor ocupa de câini, dacă sunt oameni sedentari sau sunt oameni mai sportivi. Mulți mă întreabă de ce sunt întrebările astea. Simplu, nu pot să-i dau unuia care are copii mici un câine dominant. Dau un câine mai liniștit. Nu pot să dau unuia care e supraponderal sau are o vârstă de peste 50 de ani, un câine foarte energic. Pentru că îl obosește prin atitudinea lui. Nu pot să dau unui câine, nu pot să dau unui sportiv, da? Un câine care e mai leneș, pentru că îl deranjează pe ăla. Deci trebuie să fie o conexiune între câine și om. Trebuie să vezi în general și cei care au copii, dacă au copii mici sau dacă au copii mari. Pentru că un câine cu drive foarte mare sau care e mai dominant poate să le facă rău copiilor. Nu neapărat din agresivitate, ci prin atitudinea lor. Sunt câini care nu sunt chiar foarte duri și aia merg bine, foarte bine pentru familie și caut să scot câini duri, pentru poliție, pentru că oricât ai dresa un câine, chiar dacă are drive, chiar dacă nu are duritate în el, la poliție pentru intervenție este zero. În situații reale nu va face față. Cățeaua se numește Vicky von Bismarck, este pui din King von Bismarck, este o cățea pentru femeie, este o femeie foarte mare, iar pentru tale, pentru vârsta ei chiar are o talie mare. Nu este acum foarte gras așa pentru că năpârlește și este în creștere și nu vrem să-i afecteze articulațiile pe mai târziu, dar când se va maturiza va fi o femeie mult mai mare decât un mascul normal. Are un caracter foarte bun de pază, pază nativă și pentru o femelă este o femelă foarte bună. Malinois e un câine mai mult pentru poliție din cauza că are drive-ul mai mare și anduranța mai bună. Am fost crescător de Malinois, dar am renunțat la rasă din cauza că sunt prea mulți indivizi în cadrul rasei care nu corespund cerințelor clienților. Ține aia, da? Cine nu are Malinois, nu are forța mușcăturii și a impactului. Iar Malinois nu este bun pentru familie. Nu e un câine pentru familie să-l ții în curte, pentru că îți distrugi tot, este coleric, latră foarte mult și un câine mic, uscat. Nu are substanță în el, adică nu impresionează cu nimic. Și este un procent foarte mare de câini în rasa Malinois care sunt dezechilibrați psihic. Sunt fricoși, au probleme de comportament, plus că dacă sunt ținuți în spații strâmte, încep să se învârtă, încep să își roadă coada, încep să aibă probleme de comportament. Impactul vizual e mult mai mare la ciobănii germani decât la Malinois. Plus că este un câine mai echilibrat. Mai un câine care poate să-l crească toată lumea, nu doar specialiști. Pe când Malinois este un câine care poate să-l crească doar specialiști. Ciobănescul german este un câine polivalent, un câine care face și pază, poate să fie un bun companion. Dacă e și mare și frumos, ca și aspect așa, adică e mult mai bun decât Malinois. Un mascul de 8 luni jumate, se numește Ius von Bismarck, care e fiul tot din King. Faci tu așa, că e la început. Un mascul care la maturitate va fi foarte solid și foarte mare. Inițial stăpânii nu au dorit agresivitate deloc cu el și nici nu-l vor să fie agresiv. Este câine de companie. Dar el nativ, face chestia asta, adică face pază din instinct. Nu îi trebuie mai multă agresivitate decât are acum și așa este prea mult pentru ce le trebuie lor, dar l-am învățat să muște ca să putem să-l învățăm să lase la comandă în caz de mai târziu va deveni agresiv și să poată fi controlat. Bravo, 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 În următorii ani nu văd o ameliorare foarte mare la brasa ciobănești german, pentru că deja tendința e de sport, nu de câini de pază și apărare. Sunt persoane care doresc câini de pază și apărare, dar se găsesc foarte rar sau aproape deloc. Din cauza asta m-am băgat pe această nișă să fac câini de pază și apărare.